Plus. Plus, yes. Tem mega. Plus 2. Bate. 6, bate. 2 pe 20. 30. De 12 capul 30. De capul 71. Și acum... 2K ecuație. Da, eu ecuație. 12K egal cu... 12K echivalent. Scădem un 30 gram din membri. Păi, acum că nu știu, nu știu. Nu. Nu știu încă. Și asta la sfârșit se face. Da? 12K egal cu 78. Ești eu așa, lua adunare este rezultatul, un din termen egal din rezultat, scădem cu asta. Da. Da? 78 minus 30. Minus 30. Echivalentul 12K. Vorbim de copii. Egal cu cât fac 78 minus 30? 71 minus 30, 48. 48. Și atunci K, cât este? 48 împărțit la. 48 împărțit la 13. Vizaria. 48 împărțit la 12, 4. Și K egal cu? Și K o să fie egal cu 4. Bun. Și atunci numerele sunt... Primul număr este? 4, primul număr este 2, 8. 2K. Deci 2K. 2K înseamnă 8. Să scrie 8. A1 egal cu 2K sau cum se face numărul? Așa scrie. A1 egal cu 8. 2, așa. A2 egal cu... Ia da. Să vedem. Zi, Darius, tu. A1 egal cu 8. Da. A2 egal cu... O 16. Ia uite, care e următorul? 4, 2. A, 10. 10. A, 3 grad. 12. A, 4 grad. 14. A, 5 grad. 14. Și a, 6 grad. 18. Asta e cele ce. Să se afle 6 numere pare consecutive, îți pare toate, îți consecutive. Așa că suma lor fac 78. Dacă le adunăm, e 78. 78. Deci noi cum am gândit? Nu știam cu cine să vorbim. Am să vorbim cu 2K. De ce? Că vrea să fie toate pare. 2K. Următorul după 2K e 2K plus 2. Corect. Nu zic 2K plus 1, că l-ar fost impar. N-aș fi crescut de 2K cu 1. Deci 2K plus 2. 2K încă o dată plus 2. 2K plus 4. Pentru că pare sunt din 2 în 2, nu așa? Da. Iată, 2, 4, 6, 8, 10, 12, toate numele pare sunt din 2 în 2. Și impare sunt tot din 2 în 2. Ia să vă zic, suma 4 numere naturale impare consecutive este 3. Impare consecutive. Suma 4 numere... Impare consecutive. Da. Scrie de râs. Este 32. Suma a 4 numere impare. Consecutive. Consecutive. Este 32. Impare. Da. Este. 32. Aflați numai. Ia să vedem, Darius. Cum botești? Suma 4. Scriem mai întâi o sumă proprie. Adică 1 plus 2 plus 3. Impare. Câte sunt? 5. Impare. Adică 1, 3, 5, 3 plus 3. 5. 7. Deci una patru la asta. 1, 3, 5, 7. Dar nu știi cât trebuie să pleci la 1. Poți să pleci la 7. În general, cum pleci? Deci nu știu cât să pleci la 1. Cum a sunat un număr impar, în general, ca formă? Tocmai ce am discutat asupra. Adică 2K a zis ar fi par și 2K plus 1 impar. De la asta plecăm. Deci, primul număr 2K plus 1. Suma. Hai să ne vedem. Așa ca să da. A, da. Va fi 2K plus 1. Ia să vedem, A2 cât ar fi, Darius. 2K plus 2. Mă, tu nu înțelegi. Impare. 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 Fii atent, oleacăr. Că mă scoți de săriți. Simplu. Ce trebuie să facem? 2K plus 1. 2K plus 1. Deci, 2K plus 1. 2K plus 3. Bravo. Următorul. 2K. 2K plus 5. Bravo. Deci mesajul. 2K plus 3. Deci 2K plus cât? 7. 7. Așa. Și acum le adunăm. Da, să scriem și pe a 4-lea și pe acela le adunăm să vedem ce iese. Da. Deci A3 este asta
Și următorul ar fi A4. A4. 2K plus 7. Și acum suma valoare. Ia să facem sumă. Si. Yes. În rând, dacă se vorbește. Suma este egală cu A1 plus A2 plus A2 plus A3 plus A4, care egală de parte cu? Cu 2K plus 1. Da, 2K plus 1. Plus? Plus 2K plus 3. 2K plus 3. Plus 2K plus 5. Plus 2K plus 5. Și plus 2K plus 7. 7. Care egală mai departe cu? 2K. 3K plus 8K. Ia să vedea de apuca. 2K, acum 2. Darius, a 2. 2K plus 2K plus 2K. Relaxat trebuie să fii. Privește exercițiul și te gândești ce poți să fac. Și te uiți. Băi, 2K plus 2K plus 2K plus 2K. Cât sunt? 4. Păi 4 ori 2K? 8K. Deci egal cu 8K plus cât? Că suma lor să știu, că nici doi, domn profesor, a uitat să scrie acolo. Dar noi știm că suma asta, aici, este egală de 32. Da? Și acum? 8K. 8K. Suma va fi egal cu 8K plus, plus cât? 32. Plus, ia să vedem. A, plus, da, 1, plus 3, 4, plus 5, 9, 8 plus 7, 16, plus 16, egal cu 32. Ce să facem aici? Trecem pe 16 pe partea cealaltă și scădem. Așa. Ce va întâmpla spune că 8K este egal cu 32 minus 16, adică 8K egal cu? Așa. Și 8K egal cu? 16. Și K egal cu? K egal cu 2. Și dacă K egal cu 2, care este primul număr care? Ia uite acolo, A1 cine era? 2K plus 1. Dar noi pe K îl cunoaștem. Adică și 3. Cât este primul număr? 2, 2, 2, 2, 4 și cu 1, 5. Deci A1 este 5. Egal cu 5. A2 cine? 7. 2, 2, 4 plus 3, 7. Da. A3? 9. Și A4? Și A4? 11. Da. Acestea sunt cele câte numere, 4 numere. Exact. Impare, consecutive, a căror sumă este egal cu 78. 32. Că este altă. Cu ce rămâne de la cele două exerciții. Da. Atenție. Vreau să vă spun că am fost nevoit să încep Darius cu 2K plus 1, că nu știam de unde să fac, să pornesc. Puteam să pornesc la 1, de la 3, de la 9, 5, la orice număr impar. Și atunci am zis 2K plus 1, că nu știu, dar următorul este 2K plus 3, că zic 2 în 2, 2K plus 5, 2K plus 7. Și suma lor, tocmai este asigurat că sunt impari, pentru că restul de aici sunt, nu? 1, am crescut cu cât am crescut, 2, și am tot peste număr de impar am dat, tot peste număr de impar am dat. Și am locuit, suma lor este 32, de acum am crescut ca o relație matematică pur și simplu, reduc pe ăștia. Ce zic de 2K o dată, 2K, 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 de 4 ori fac 8K, și 1 și cu 3 și cu 5 și cu 7, iar pe fac cât? 16. Și în final, K este 2. Suntem în situația de a găsi pe K. Și dacă l-am găsit pe K, știu startul. 2, 2, 4 și cu 1, 5. Știu de unde pornesc. Da? Deci, în general, un număr de bară scrie de forma 2K și un număr din bară scrie de forma 2K plus 1. Deci, numere pare. În general, așa ca numere să știi. Pare. Să plecăm cu asta, da? Da. Numere pare să scriu de da, forma 2 este egal cu 2K. Adică să împart la 2, exact. Nu de rest. Nu de rest. Da, respuiți de acolo, da? Iar numere impare înseamnă n egal de forma 2K plus 1. Acest lucru e foarte simplu. Toată lumea
că înmulțimea tuturor numerelor pare sunt surprinse sub forma 2K, iar înmulțimea numerelor impare de forma 2K plus 1. Și aici plecăm repede de probleme dacă avem asta clar în casă. Da? Deci da, trebuie să știi tipul de numere. Exact. Mai am un exercițiu până din cei de aproape. Unul mai am. Tot așa? Nu. Numerele naturale A și B, care verifică egalitatea A plus B egal cu A ori B, sunt. Deci numerele naturale A și B, care verifică egalitatea A plus B egal cu A ori B, sunt. Și trebuie să le găsim. Da. Vedeți că eu sunt fericit, doamnă profesor. Când vă dați fericit, dar nu trebuie, nu sunt eu răbdă. Da, nu mai din astea, din ăla 10 vă dau. 10 idei. Deci A plus B să fie egal cu A ori B. Da, am deja un A egal cu cine, B egal cu cine. Când A egal cu 2 și B egal cu 2. Ai găsit o primă pe aici, da? Deci se pare să fie... Nu spune că A și B să fie indiferite. Numerele naturale A și B, care verifică egalitatea A plus B egal cu A ori B, sunt... Numerele naturale. Da, dar cine știu eu? A egal cu 2 și B egal cu 2. Deci te-ai găsit o primă pereche, dar zic până A egal cu 2, A egal cu B egal cu 2. Da? Dar și A egal cu 0 și B egal cu 0. Și ai dat cu 0 și dat cu 0 pe... Cu 1 nu se poate. Cu 0, da, și asta verifică. Cu 1 nu se poate, deoarece... Dar putem să ne punem întrebarea, ori fi numai astea, ori mai fi și altele? Aici ar fi. Păi... Deci tu acum ai ghicit. Da. Da? 0, 0 și 2, 2. O mai fi și altii 3. Nu 3 sunt cercăcut, dar cu 3 nu se poate. Deci sunt naturale, da. Da, cu parcul. Dar cine spune să le luăm egale, au fi diferite. Da, da. Diferite. Asta mă gândesc și eu, domnule. Să luăm 3 și 4. De ce? A 3 plus 4, 7 și 3, 4, 12. Ah, nu-i pot. Vor fi numai astea? Nu, nu cred. Cum arătăm asta? Cum arătăm? Da, da. Hai să presupunem că nu are. Bună cum e există. Uite, găsit două imediat. Na. Dar hai să presupunem că nu le-am găsit. Nu, aici dar ar putea să gândesc așa. A egal cu... Deci să arătăm că astea sunt unici. Exact, sunt unici, domnule. Hai, să arătăm că sunt unici. Deci deocamdată le-am ghicit. Și acum să arătăm că altele nu mai sunt. Sunt, dar ar părea că nu mai sunt altele. Vedeți? Altele nu mai sunt. Da. Hai să vedem cum arătăm asta. Deci, ar trebui să surprindem dacă A-ul e 1 și B-ul e 1, dacă verifică. Nu verificăm. Nu verificăm? Verificăm și nici. Dar la 0 și la 2. Ne-am oprit la 0 și la 2 și avem mai mare de... Să arătăm că mai mare de 2 nu mai există. Da. Deci, presupunem, presupunem că există negația. Că există A mai mare ca 2 și B mai mare ca 2. Așa încât... Da. Așa încât... A plus B. A plus B să fie egal cu A ori B. Da? Fiind și naturale, ne-am permis să luăm și chiar mai mare decât 3, că 3, 3 nu verifică. Nu. Da? Hai să luăm mai mare decât mai mare de A mai mare ca 2 și B mai mare ca 3. A mai mare ca 2 și B mai mare ca 3. Păi... Vezi? Fanta, suma lor... face mai mare ca 5, da. Produsul face mai mare ca 6. Dar nu înseamnă că am vreo contradicție. Deci nu aici este... Dacă eu am de numerații din 25 și 24... Deci bunul simț matematic îmi spune că nu mai astea sunt, bunul simț. Da.
Păi, suma este. Dar nu spun că dacă e de bunul meu simț matematic, suma este. Deci trebuie să am argumente mai serioase. Argumentul mai serioase. Nu există argumentul. Trebuie să găsim o idee ca să relatăm chestia asta. În mintea mea nu vine un argument. Hai să vedeți, să ne gândim. Spune că există A mai mare de A, B și B mai mare de A. Păi zero e numai față. Ori ce pare, da. O trebuie să fie și pare și egal. Da, așa ne-a dat nouă. Așa ne-a dat nouă, da. Mai sus, știu, n-am argumente să fie egale. Și n-am argumente să fie egale. Nu cred, că tot încercăm în exemple mai mici, nu ies. Și dacă nu sunt doar pare, mamă? Să vedem. Ce la ce la mea? Produsul față de adunare. Deci putem dovedi că totdeauna produsul, asta ar trebui, A ori B, totdeauna e mai mare decât A plus B. Asta ar trebui mie. Da. Dacă arăt că produsul totdeauna, din exemplu care am, produsul totdeauna depășește suma. Alo. Nu s-a văzut, dar am schimbat acum. De ce? De ce? Deci nu știu ce să vă zic dacă nu s-a văzut, pentru că eu am schimbat bateriile de mai devreme. Ia mai vedeți o dată. Măcar vedeți pe tablă. Nu-mi dau seama. Important că nu s-a auzit. Și mai înainte s-a auzea sau ce să... Nu s-a auzit deloc. Nu știu ce să vă spun, că nu mă pricep. Acum am dat seama că ce am depins de mine am făcut, adică am schimbat baterie, că am văzut la un moment dat că bateria nu mergea și am schimbat bateria, dar am ceva, nu-mi dau seama. Da. Să caut băieții ăștia, să caut băieții ăștia, zicem, când îi găsesc în tine. Vine, bun, la revedere. Vine, bun, la revedere. Să plecăm în general, domnul profesor, de la... Mă, de la ce să scriem? Stai puțin, A egal cu număr par, și nu impar sau B impar, să-i facea unul par și par, și unul impar și unul impar și să-l înmulțim și vedem ce ies acolo, nu? Deci produsul a două numere vine mai mare decât suma sa. Asta trebuie să arătăm, indiferent de numele A și B, care depășesc pe 2 și pe... de la 2 încolo, de la 3 încolo. Da. Deci, de la 3 încolo se întâmplă asta. Aș uita ține că acolo. Deci, eu le-aș aș demonstra așa, domnul profesor, pentru că să schimb semnul. Dar dacă A este egal cu 2K, zicem că e 4. Și B e tot 2K. Nu? A ori B vine 4K pătrat. 2K și 2... Nu, să zicem că e tot, e egal, știți? Ia să vedem. Da, da. Și vine 4K pătrat. Deci la mulțire din la mulțire. A ori B egal cu 4K pătrat. Da? Și A plus B egal cu 2K plus 2K, 4K. 4K. Și de 4K, cum e echivalent, 4K pătrat egal cu 4K. Prin 4 simplific. Și K pătrat egal cu K. Și K pătrat egal cu K. Asta dacă și numai dacă K egal cu 1. Sau K egal cu 0. Nu se poate altfel. K pătrat egal cu K, K egal cu 1 și K egal cu 0. Și la 2 cine? Pentru K egal cu 2. 1. Da. Înseamnă A egal cu B egal cu 2. 2 ori 2. Și pentru K egal cu 0 înseamnă K egal cu B egal cu 0. Și l-am găsit pe asta. Asta în cazul nostru și le-am găsit.
Și atunci, dacă unul este, acum noi am plecat pe amândouă egali și... Acum, pare. Și pare. Să luăm unul impar și unul par, mă gândesc. Da. Să vedem la ce cele patru cazuri. Exact. Și le analizăm pe toate. Și atunci avem așa. Cazul 2. A egal cu 2K. Unul este par copii. A egal cu 2K. Dar ea scrie. B egal cu 2K plus. Și B egal cu 2K plus. Stai jos. Ia să-i mulțim. Ce înseamnă A ori B? Copii. Egal cu A ori B. 2K plus 1. Da. Da, ori 2K plus 1. Și înseamnă? 2K ori 2K face 4K. K pătrat. Și 2K ori 1 plus 2K. Da. Și A plus B? Și A plus B ar face 2K plus 2K plus 1. Da, înseamnă 4K plus 1. 4K plus 1. Și egalitatea asta ar însemna ce? 4K pătrat. Plus 2K. Să fie egal cu 4K plus 1? 4K plus 1. Cât? Nu știu, da. Păi dar nu există așa ceva. Așa niciodată... Acolo noi am dat un factor ca să vedem... Scădem un 2K din ambii membri. Mai 2K. Să fie că 4K plus 1. 2K plus 1, nu? 2K plus 1 înseamnă numărul impar. Și aici e numărul par. Numărul par egal cu numărul impar, imposibil. Imposibil. Și așa sunt când se rotesc între 2K și 2K plus 1, fiind A ori B și A plus B, A plus B. Și asta le-am găsit numai că A egal cu B egal cu 2 și A egal cu B egal cu 0. Da, da. Deci tot de la par și impar. Tot aceeași chestie s-a spus acolo. 2K și 2K plus 1, nu? 2K și 2K. Am două pare, unul par, unul impar, nu conduce la rezultat. Da? Cât e ceasul? Da, da, da. 37. Facem sinteză, facem final? Da, da, da. Hai să facem. Despre ce am vorbit noi aici? Am vorbit despre... Am vorbit despre divizibilitate. Numere pare, numere impare. Divizibilitatea... A, așa, deci, să zicem, sinteza voie, da? N-am zis. Deci, divizibilitate, domn profesor, criterii de divizibilitate, numere pare, numere impare. Și am făcut mai probleme așa, wow, nu? Da. Deci, sinteza lui Oare, care înseamnă divizibilitate? Da. Criterii de divizibilitate. Numere pare și numere impare. Te jos ca să vadă. Numere pare. Impare. Teorema împărțirii cu rest. Teorema împărțirii cu rest, corect. Teorema. Împărțirii cu rest. Împărțirii. Cu rest. Cu rest. Și am mai discutat. Cam astea au fost în mare, nu, lucruri care am prins. Când am văzut de credibilitate, cât e de credibilitate... Fate finalul, copii? Da. Nu uitați de la ICJ. La revedere! N-ați zis de la ICJ, n-ați zis nimic telefonul, dar pe jos.